griji dacă simți că mai ai, da? Ai fost cu cineva în relație și s-a nenorocit relația, da? Nu-i de râs, nu-i de glumă, a fost foarte dur. Nu știi prin ce ai trecut. Mai bine, n-ai văzut chiar tot, a fost cu pleazna pusă. Dacă simți că, domnule, încă mai simt, încă mă mai gândesc, încă sunt acolo cu gândul, cum să fac, cum să dreg, să mă rup, nu. Spațiu divin, e timp. Înseamnă că mai ai timp pentru una alta, se clarifică una alta, se trimite bumerangul, îți mai apar frânturi, îți mai apar, ai răbdare, ai răbdare. Totul e chichipichi, totul e cum trebuie să fie. Nu alunga gândul, nu alunga nimic, acolo lasă-l. Ok, a venit, ok, spațiu. Ok, ce vrei să-mi spui? Arată-mi ce nu văd, arată-mi ce trebuie să văd. Și descoperi mai multe chestii, că altfel s-ar duce bumerangul numai pentru că. Da? Și acum descoperi multe, multe, multe. În lumea paralelă te-ai lovit, ai intrat în benzinărie, atâți aminte, dinții drepți, da? Cu ani în urmă, quantum leap, încă ești în job, n-ai plecat și ai fost la un festival undeva și cu colegii și ai coborât din mașină și știai că acolo e ușa cumva, da? Și vii și dai cu capul în geamul mare care credeai că e ușa, erai pleazna pusă. Da? Era comic dintr-o parte, ai râs și tu, dar nu, ai amețit acolo pe loc de durere și de, da? Și ți s-a întâmplat ceva aici, ai sărit în lumea asta, idei nu ai ce-o fost, de fapt, da? Că cineva și-a bătut joc, că ai primit un picior între dinți, în nas, după aia auzi pe cineva zicând, măi, am primit un picior în nas. Și cred că eram beat, acel cineva zice. Cred că era, nu știu cine, dar dacă o să aflu, să vezi tu. Ai înțeles cine ți-a făcut. Da? Cine a luat, de fapt, piciorul între dinți. Ceea ce ți s-a întâmplat acolo, cu pleazna așa, ai sărit în altă lume unde clarifici și lămurești și omul îți spune, am pățit nu știu ce și tu, aha. E? Bumerang s-a dus și a trăsnit, e dur, dur, că războiul magic e dur. Nu te salvează niciun, în afară se proiectează, nu știu ce, judecăți și lămuriri și cine cui ce să nu, e divin. Da? Proiecțiile sunt cum sunt, dar divin se întâmplă și dacă omului se întâmplă ceva, înseamnă că trebuie să treacă prin ceva. Da? Sunt chestii karmice care... Că rămâne în viață, că nu rămâne în viață, din astea. Știi unde ești, mergi mai departe. Știi prin ce ai trecut, înțelegi cum stau lucrurile, nu mai siu-siu-siu-bu-siu-siu pe nimeni, da? Dai în toate măștile care sunt în fața ta, în jurul tău, nu contează, rude, nerude, prieteni, colegi, dai energetic în toate. Unde vezi, intuiția e debordantă. Nu contează. Ca un matrioșcă, s-ar scântei, da? Măștile se dau la o parte și până la urmă poate ți apare sufletelul drag care era sub măști, da? Ținut captiv, captivă. Nu poți să știi, vezi pe parcurs, forța fie cu tine și cu tine. Ok, acolo e. Situația iese de sub control, iese din turn. And then... S-a înțeles, nu se mai scrie, cum mă gândeam, s-a înțeles ori nu s-a înțeles. Ok.